Bine ați revenit! Azi trebuie să găsim un cod de 4 cifre pentru a deschide un safe în care se găsește un premiu. Ca să primiți premiul cel mare, trebuie să găsiți acest cod ca să puteți deschide safe-ul. Pentru asta primiți un tabel care conține 5 combinații de câte 4 cifre și câteva informații care fac legături între cele 5 combinații și codul pe care îl căutați. După cum vedeți, există două coloane colorate, una în roșu, una în verde. În coloana roșie puteți citi câte cifre din codul safe-ului apar în combinația din stânga, deci pe aceeași linie, iar în coloana verde puteți citi câte din aceste cifre comune se găsesc în poziția corectă, adică în poziția pe care o ocupă ele în codul safe-ului. De pildă, putem afla că în prima combinație se găsește una dintre cifrele din codul pe care îl căutăm, pentru că vedem 1 în coloana roșie, dar această cifră nu este în poziția corectă, deoarece vedem 0 în coloana verde. Folosind informațiile din acest tabel, puteți deschide safe-ul ca să vă luați premiul cel mare. Evident, există mai multe raționamente care ne pot conduce la codul de 4 cifre al safe-ului. Vă prezint unul dintre ele. În cele ce urmează, voi numi cifră corectă cifrele care apar în codul safe-ului și cifră greșită cifrele care nu apar în acest cod. Să începem cu linia a patra din tabel și să mergem apoi în jos. Cu ajutorul liniei a patra putem elimina 4 cifre din căutările noastre. 0, 3, 8 și 9 nu fac parte din codul safe-ului. Și după cum veți vedea, această informație ne poate ajuta să găsim alte informații legate de cifrele pe care le căutăm. De pildă, în ultima linie știm că 2 cifre sunt corecte, dar în poziție incorrectă. Dar acum mai știm și că 8 este o cifră greșită, nu apare în codul safe-ului. Așa că ar putea fi corecte 2 din cele 3 cifre rămase, adică una din combinațiile 1 cu 5, 1 cu 7, respectiv 5 cu 7. Dar, dacă ne uităm la prima linie și ținem seama că 8 nu apare în codul căutat, este o cifră greșită, informația că o singură cifră este corectă ne spune că 1 și 5 nu pot fi amândouă corecte. Pentru că știm că doar o cifră este corectă în combinația din prima linie. Deci combinația 1-5, care era permisă de ultima linie, acum nu mai este permisă. Rămân doar combinațiile 1 cu 7 și 5 cu 7. Dar mai putem afla ceva. În combinația din prima linie, 2-5-1-8, una dintre cifrele 1 și 5 trebuie să fie corectă, pentru că ele apar amândouă în combinațiile posibile rămase, 1 cu 7, respectiv 5 cu 7, iar 7 nu apare în combinația 2, 5, 1, 8. Și atunci, dacă fie 5, fie 1 reprezintă o cifră corectă și știm că o singură cifră din această combinație este corectă, înseamnă că 2 nu este o cifră corectă. Deci nici 2 nu apare în codul safe-ului. Putem să o eliminăm din căutările noastre. Acum să ne uităm la linia a doua. Acolo avem 2 cifre corecte, dar în poziții greșite. Însă, acum știm că 0 și 2 nu există în codul safe-ului, înseamnă că cifrele corecte trebuie să fie 4 și 6. Și mai știm și că nu sunt în pozițiile corecte. Iar acum, linia a treia. Știm că 4 e o cifră corectă, așa că despre el trebuie să fie vorba în coloanele colorate, ceea ce înseamnă că 4 este nu numai o cifră corectă, ci se și găsește în poziția corectă. Deci am aflat că în codul safe-ului a patra cifră este 4. Dar din nou mai putem afla ceva, și anume că 5 este o cifră greșită. Nici 5 nu face parte din codul safe-ului. Așa că putem elimina și perechea 5-7 și de asemenea putem să le eliminăm pe 5 din prima și din ultima combinație.
A mai rămas posibilă doar combinația 1-7, așa că știm acum toate cifrele din codul seifului. Ultima este 4, iar celelalte 3 sunt 1, 6 și 7. Din prima linie știm că 1 nu este în poziția a treia, iar din ultima linie știm că nu este în poziția întâi, așa că nu poate fi decât în poziția a doua. Din a doua linie rezultă că 6 nu este în poziția a treia, așa că nu poate fi decât în poziția a întâi, ceea ce înseamnă că 7 nu poate fi decât în poziția a treia, iar codul seifului este 6174. Așa cum am spus de la început, a fost doar un exemplu, codul poate fi găsit și prin alte raționamente, oricare e bun dacă duce la rezultatul corect. Și într-adevăr, mulți dintre cei care ați trimis codul corect ați folosit alte raționamente. Vă mulțumesc pentru efort și vă felicit! Azi, încă o întrebare legată de echilibru. O balanță foarte sensibilă a fost echilibrată cu ajutorul a două bile de raze diferite, așa cum vedeți în desen. Evident, bila mică are densitatea mult mai mare decât cea mare. Să spunem că bila mică este dintr-un metal cu densitate mare, de pildă plumb, iar bila mare este dintr-un material cu densitate foarte mică, un lemn ușor sau un material plastic ușor. Dar important este că balanța este în echilibru. Mai trebuie să precizez că cele două sfere se dilată foarte puțin, neglijabil atunci când temperatura lor crește cu câteva grade. Deci întrebarea n-are legătură cu dilatarea sferelor. Acum vă rog să presupuneți că balanța se găsește într-o cameră, dintr-o casă, iarna, și a fost echilibrată la o anumită temperatură, la rece. Și că după echilibrare, pornește centrala termică și încălzește casa, deci și încăperea, camera în care se găsește balanța. Întrebarea este, în condițiile descrise, rămâne balanța în echilibru dacă crește temperatura în cameră? Vă rog să și explicați de ce da sau de ce nu. Succes pe săptămâna viitoare!